Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mergem să ne dăm cu bicicletele și mergem într-o tură foarte mișto. Pentru mine este prima dată, dar pentru Albert, care este aici în dreapta mea, a mai fost de câteva ori pe acest traseu, în parcarea hotelului Belmont. Și avem în spate niște bălți cu pește. Albert mi-a spus de fapt că sunt bazine de pește proaspăt pe care îl poți servi aici. Un lucru foarte, foarte interesant aici este o liniște de sau de iarba cum crește. Dar nu înainte să dăm drumul la treabă, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Hainele AXS, mari reduceri, le găsiți și la mine în magazin sau pe axs.ro. Bicicleta Rock Machine, Albert aici de față mi-a promis că o să fie o tură mai șmecheră decât tot ceea ce am filmat eu până acum. Cam așa, da. De-abia aștept să văd despre ce e vorba astăzi. Și dacă veniți cu mașina electrică la hotel, aveți aici două stații de încărcare pentru mașini electrice. Nota 4000 pentru chestia asta. Asta este dubița cu care am venit noi. Iar aici, la umbră, avem, bineînțeles, bicicleta Rock Machine cu care voi merge astăzi. Ah, nu mi-am luat un bidon cu apă, dar rezolv eu într-un fel. Și asta este bicicleta. O să fie o tură demențială. Apropo, de la ultima tură până acum nu i-am făcut nimic. Nici măcar n-am spălat-o, nici măcar nu mi-am uns lanțul Rock Machine. Gata de dat oricând. Și deja am ajuns pe traseu. Suntem la cabana Piatra Arsă. Am urcat pe Transbucegi, am lăsat mașina sus, iar noi acum mergem către cabana Piatra Arsă, pe care o puteți vedea puțin sus acolo în stânga. Și bineînțeles că am dat drumul și la Strava. Strava, Pirpiliu Laurențiu Marius sau Pirpiliu Laurențiu, mă găsiți acolo. Și astăzi ne vom distra pe crestele munților. Albert, așa cum a zis, mi-a pregătit un traseu extraordinar, mai frumos decât ceea ce am făcut eu până acum, și vedem cum ne distrăm. Și deja am intrat pe traseu de la cabana Piatra Arsă. Aici în stânga am lăsat-o, în spate, și urcăm. Eu sunt în modul 2, mi-arată un range de 44 de kilometri în condițiile astea de urcare. Și vedem pe unde ne duce Albert. Albert este în față cu bicicleta roșie și între mine și Albert este Bobby. O să ne distrăm copiii, o să am așa un feeling că o să fie o zi superbă. Până aici treaba a fost super simplă. În dreapta avem cota 2000 cu vârful Furnica și noi o să ne lăsăm aici în stânga. Albert nu mi-a spus unde o să ajungem, dar el clar știe unde o să ajungem și luăm un traseu foarte, foarte, foarte mișto. Se pare că lucrurile devin mai agresive, nu? Hai să vedem, poate găsim un loc de ieșit prin dreapta. Deci tot nu vrei să ne spui unde o să ajungem, nu? Nu, o să fie o surpriză pentru voi. Bine, atunci așa se vede. N-am mai fost, dar o să mergem acum. Bă, superb priveliștea și drumul ăsta, destul de hard, dar pe jos trebuie să mergem. Ha ha ha!
Foarte mișto balconul ăsta. Da. Și probabil va trebui să mergem așa de jur împrejur. Nu știu unde să ajungem. Opa, începe să arate poteca prietenoasă. Dar se pare că Albert a scos un bolovan pe potecă. Acum treaba a fost un pic cam hard. Au fost numai pietroaie, bolovani. Iar de acum încolo, văd că intrăm într-o serie pădure, ceva de genul. Sper totuși să nu-mi iau o cracă peste degetul rănit. Am să-l bag un pic mai dedesubt. Am să încerc să-l menajez. Opa! Prăduții ăștia și toată zona asta de vegetație. În stânga nu e nimic. Mi-aduce aminte cam de un fairy trail. Mai sunt niște zigzacuri, apoi treaba merge cam așa. Puțină răcorică astăzi, este destul de cald. Când am venit noi, mamă. E atât de îngust și atât de scary că în dreapta nu se vede nimic. Vai, mamă. Opa. Din păcate mai avem și o zonă de genul. Și trebuie să trecem pe aici, dar trecem noi că suntem băieți mari. Și asta este cea mai dificilă zonă de trecut. Gata cu hard enduro, cu cărat, bicicletă în cârcă. Începe treaba mai simplă. În care, dar cred că aici miroase a mentă. Și nu frecăm noi menta, ci pur și simplu este plantație de mentă. Ia! Ce ai făcut, Albert? Dacă tot am ajuns aici. Mamă. Stânca asta este special amplasată aici de bărbosul de sus pentru a te uita la peisaj. Dacă vrei să te antrenezi pentru a fi un adevărat enduro biker, poți să vii pe traseul ăsta. Ia, facem dreapta, hopa. Aici e un poduleț. Wow. Aici s-a cam terminat poteca. Ia, dăm așa ușor. Ne bazăm pe motorul electric și am trecut. Gata cu partea tehnică a traseului, acum vine partea de switchback-uri și flow. Gata? Gata. Cam hard până aici. Hai, trecem pe sub un copăcel, opa, destul de aproape de mine. Și cred că începe distracția de acum încolo. Gata cu zonele nașpa. A început distracția, tata. Sper. Ia să vedem. Da. Opa, caca de urs. Tot ce-mi doresc este să nu-l găsim și pe băiatul care a făcut caca. Hopa, hopa, sărim piciorul sus de urzică. Și dăm în continuare stânga. Hopa, hopa. Da. Facem în stânga pe cărăruța asta. Mamă, deci nu vezi ce urzice e pe piciorul drept. Ai de viața mea.
Deci s-a terminat poteca, fraților. Pur și simplu, s-a terminat poteca aici. Fai de capul meu. Ia uite cum era să mă duc eu în râpă. Pur și simplu ne-au spart urzicile. Sunt urzicat din cap până în picioare. Nici nu știu să mai vorbesc. Horror experiența asta, dar trebuie să trecem și prin așa ceva ca să apreciem drumurile mai mișto. Este destul de dificil. Opa, aici s-a dus terenul în dreapta. Aș putea spune că sunt și un pic nervos pe situație, dar sper ca mai încolo să se corecteze toată treaba asta. Ia să vedem pe aici. O iau așa pe aici și întorc așa. Hopa, hopa. Da. Foarte, foarte, foarte multă vegetație. Ua! Și puțină deschidere. Vai de capul meu. Ce a fost până acum, o oră și un pic. A fost groaznic, aș putea spune. Ah! Am dat cu capul de copacul ăsta. Mai pe sub un copac, mai pe sub o treabă. Hai să-i dăm așa un cetișor. Ia să vedem. Da. Bun, bun. Aici ai puțină râpă în dreapta, nu se vede nimic în jos. Foarte aventurieră treaba asta aici. Hai să te văd. Și Albert în acțiune. Ia, 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 ia. Băi, după mine. Înapoi. Alu! Haide, tată, să înceapă. Distracția. Sper să țină distracția. Nu se facă deodată brusc. No. Opa, 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 opa. Ia să vedem. Da, asta da. Foarte marfa așa. Altceva, frate, mă relaxez. Am și eu cum să vorbesc și să mă dau numai zigzacuri. Tragi de frână, drift, frumos, accelerezi. Da. Băi, da. Opa, opa. Ia. Wow. Da, e totuși destul de abrupt în stânga. Dacă te-ai dus, gen să eviți o vegetație. Ne vedem jos în Sinaia direct. Yeah. Altceva, nu? Știm cum ne cheamă. Opa. Pe aici pe jos, așa. Pe aici pe sus, așa. Și să continue coborârea. Uitați-l pe Albert pe sus cum vine. Ia, și copac căzut. Pui piciorul stâng, te urci pe el, tragi bicicleta, frâna față, roata spate, roata față, roata spate. Și am făcut și un tutorial de cum să treci peste un copac căzut cu bicicleta. De băut apă. Mi s-a strâns aparatul dentar la cât de rece e. Pare că ne intersectăm cu old school-ul. Ia să vedem ce se întâmplă. Dreapta pe aici. Așa.
altceva. Se pare că dintr-o tură de e-bike se transformă într-o tură de downhill. Dar ăsta a fost planul de astăzi. Să le combinăm. Yeah! Ia uitați-l pe Albert, ce zboară el acolo în față. Stânga brusc. Continuăm. Old school-ul. Old school pe curoc mașină nu m-am dat. Până acum old school nu m-am mai dat de 3 ani, ceva de genul. Se pare că bicla se ține cu brio. Îmi place. Suspect că chiar lucrează cum trebuie. Da, da. Ați auzit bine. Acum sunt în gondolă de la cota 1000 către 1400, de la 1400 urcăm către 2000 și Albert ne-a mai pregătit o surpriză pe acolo pe sus, pe platou. Bicicleta Rock Machine este aici, de față, s-a descurcat exemplar. Da, da, știu că vi se pare cunoscut peisajul, dar vom merge acum către Babe. Peisajele este frumoase aici. N-am coborât niciodată pe aici. Da, singura variantă este să cobor pur și simplu pe de-a dreptul. Nu mă mai faci nicio stânga, dreapta. Îi dai pur și simplu de drept. Am făcut-o și pe asta, să cobor pe versantul ăsta. Dacă nu mă înșel, pe ăsta mă dădeam cu schiurile. Ia o bucățică de pârtie foarte abruptă. Ăsta este traseul în mod direct de la cota 2000 către Babe pe Dunga Galbenă. Nu l-am făcut niciodată și este foarte hard, pentru că este format și creat numai din șleauri de genul. Soliciți ceva și suspensia și bicicleta și motorul și bateria, dar trebuie să fac și traseul ăsta, să vedem cum o să iasă până la cap. Ca idee, coborârea asta n-am dat-o niciodată. Și pare destul de tactică, tehnică, dacă mă înțelegeți. Și dăm drumul la coborâre, să vedem unde ne cară mașinul. A, ce nebun am fost acolo, de-am tras de față. Da, funny. Bine, Albert! Bine, eu! Am trecut de zona aia și mergem mai departe. Ah, ce bine e pe iarbă! Poftim? Hai! Așa! Mergem la tandem! La groapă tandem, așa ar trebui să se numească sportul ăsta. Am ajuns din nou la cabana Piatra Arsă. Vom face dreapta și mergem către Babe. În stânga se văd ceva nori de ploaie, sper să nu înceapă ploicică. Unul și unul fac doi, pedalăm, încă n-am ieșit din jeep. Și norii ăia de sus arată cam agresiv. Repede în comentarii dacă ne prinde ploaia sau nu. Albert, e sigur 100% că o să ne prindă ploaia. Scârtati, mai avem un pic. Cabana Babele este în stânga și a început să picure. Nu atât de tare.
se simte un pic, dar șansele cresc ca unii dintre voi să aibă dreptate. Partea bună este că pe aici, pe unde suntem, nu mai este praf pentru că s-a muiat de la apă. Partea nașpa este că trebuie să ne uscăm. A început să plouă destul de tăricel, bateria ține, motorul trage, pe 3 din 3, n-am nicio problemă, niciun dubiu, aderența pe spate e scârție un pic, dar hai și mai dăm așa un pic și o să trebuiască să facem dreapta la un moment dat și de acolo începe distracția. Da, tată, din păcate. Dar nu plouă, acolo nu plouă. Acolo nu plouă, în depărtare, aici, nu plouă. Acolo trebuie să mergem, nu încolo. Da. Noi trebuie să mergem așa încolo, se văd norii. Ne-am adăpostit fix la telecabina care duce către peștera Ialomiței. Către peștera Ialomiței. Astea sunt cablurile pe aici pe sus. Și haideți să vedeți și în spate cum se văd norii. Sunt un pic cam nervoși, ce-i drept. Așa că n-avem nimic de făcut astăzi. Vom aștepta să treacă picăturile astea semi-ploaie și vreau să vă las cu câteva cadre să ascultați ploaia, pur și simplu, cum se aude. Dăm tare din păcate prin ploaie pentru că nu avem altă șansă, ploaia vine după noi, se duce în direcția aia, așa că o las cu niște cadre cu noi, dându-ne pe ploaie. Sperăm să nu alunecăm foarte tare, atât am doresc. Hai să vedem pe aici ușor și haide, tata, prin ploaie, direct. Ah, Albert a luat-o mai bine pe acolo. Am mai scăpat un pic de ploaie, n-am mai luat-o pe traseul pe care am vrut să mergem pentru că arăta destul de rău partea aia de nori acolo, așa că ne vom întoarce pe un alt traseu, dar tot așa, ceva interesant, ne-am uitat pe hartă și o să-i dăm pe acolo, că na, atâta timp cât ai hartă, poți să mergi pe unde îți dorești tu. Și uitați-l pe Albert în acțiune pe de-a dreptul, a mai ținut cont că... E traseu, că nu este
E, yeah, băi, când se vede! Zici că te duci. Acum urmează un road gap enorm. Foarte tare. Doar că suntem pe iarbă udă. Și aderența, bă, ia vezi că e destul de aderentă treaba. Mă așteptam să patineze, să fie mai nașpa, dar nu este. Ia să vedem așa, hop hop, hop hop. Cred că am fentat și a fost un lucru foarte ok, o decizie luată la momentul oportun să facem alt traseu. Ne-am uitat repede pe hartă și ne-am dus. Ploaia a rămas acolo unde este locul, în zonele necivilizate. Asfalt și în roata din față. Ne oprim. Bate Cuba. Prea multă coborâre. Să înșeapă din nou urcarea. Deci noi suntem aici. Trebuie să mergem așa și să ajungem în stânga la hotel. Acolo. Ăla, aia este ținta noastră și până acolo avem doar și doar și doar coborâre. Fuh, foarte mișto. De-abia aștept coborârea asta. Sper să nu fie așa toată. Tună într-un mare hal. Numai bubuituri se aud. Și noi vrem să ajungem la hotel. Hai, vedem ce o să iasă. Opa. Ia, pe aici. Pe aici. Ia să vedem, pe aici. Oh my god. Hard, hard. Man. Deci m-am săturat de șleaurile astea făcute de apă. Acum intrăm într-o pădure și să sperăm că începe o coborâre puțin mai light, dacă nu, hai, îi dăm așa pe pietroaie. Pentru că astăzi a fost și este în continuare ziua de ciocăneală. Mamă, mamă, ce e aici? Nici o zi fără vreo aventură. Pe aici este semnat traseul. Albert este în fața mea și noi am trecut prin toate stâncile astea. Da, și duce în sus pe acolo tot traseul nostru. A, și pe acolo am venit. Eu am zis că intrăm un pic în pădure, dar am venit pe acolo și e super de busolant, aș putea spune. Încă o deschidere. Băi, superbă țară avem. Păcat că nu o exploatăm la adevărata ei valoare. Este absolut mirific. Dacă nu mă înșel, ăla e hotelul și în stânga se vede, cred că, și lacul Bolboci. Sau Scropoasa, una din două. Norii ăștia de ploaie arată absolut genial. Nu o să ne mai prindă ploaie. Ăsta este traseul foarte, foarte, foarte solicitant, mișto. Îmi place la nebunie. Îmi vine să mă mut în munți și să fac doar trasee de genul. Deci dacă eu merg pe traseu, Albert prin stânga, știe el o trasă mai bună.
Numai pe acolo am mers pe jos. S-a încăpățânat să ajungă pe traseul marcat, dar adevărul este că e frumos și, și pe acolo pe jos. Îți dezvolt abilitățile de tactică instantă. Dă-mă în continuare, tată, rog, mașinul. Cea mai șmecheră bicicletă ever. Bicicletă reparată, check. Multitool cu presă de lanț, check. Dar o să iasă soarele în curând. Norii s-au dus încolo și mai devreme pe unde ați văzut că n-am putut și ne-am aruncat bicicletele pe toate părțile. Ăla se numește Vâlcelul Mortului. Cred că de asta se și numește așa, pentru că dacă te-a prins ploaia acolo, mori. Iar acum sper chiar să intrăm în pădurea mult dorită și căutată. Aici pietrele sunt cam umede. Noi tot ce ne dorim este să nu alunecăm. Ați văzut cum a sărit apa din iarbă? Pe aici a cam plouat, nu s-a încurcat. Dar nu vă puteți închipui cum se vede în realitate. Tot ce-mi doresc este ca această cameră, GoPro, să prindă fiecare detaliu pe care și eu îl retrăiesc aici, pe bicicletă. Am făcut depășire prin dreapta. Mă duc înainte. Nu știu ce să se întâmple, ce găsim, ce traseu. Dar mergem mai departe. Și una bucată copac căzut. Băi, nu știu dacă a mai trecut om pe aici în ultima perioadă, că nu văd nicio urmă, nimic. Dar să sperăm că începe distracția. Distracția este că nu încap pe aici. Ah, opa! Am un picior sus, că nu încape bicla. Ia să vedem aici, o piatră, două, trei. Yeah! Dăm în continuare! Doamne, ador peisajul ăsta așa cu brazi, cu conuri. E absolut șmecher. Puțin ud, să nu fie praf. Ne dăm așa încet. E frână pe conuri. Vedem ce o să iasă. Da, opa. M-am panicat acolo un pic. Scuze, ți-am dat avântul la eu. N-a fost cu intenție. Oh my god, cum se vede. Dă-te. Băi, ești copil. Băi, ești nebun, cum se vede, frate. Mam, ia de aici, ia de aici. Hai, salut! Salut! Mulțumesc! Da, nu mă așteptam să dau de atâția copii pe traseu. Mamă, cât de... Mișto e coborârea asta. Yeah! Pietro a ieșit conuri. Mai bine cobori pe patinoar decât pe aici. Dați-l pe Albert în față. Hopa!
Yeah! Da! Ce vorbești, mă? CND-ul pe aici trebuia să se țină. Nu pe traseu amenajat. Da! Super tare! Mamă, cum a fost ultima secțiune. Mai știe Albert, scurtătură. Ferește copacul în ultima secundă și eu la fel. Sunt în spatele lui. Sunt ca un comentator de fotbal și coborâm, coborâm. Free, free. Potecuțe naiba, știi ce să fie sub acele rădăcini. Și cred că am ieșit la civilizație plus râu, care nu-i bine. La ce credeți, că nu trecem noi prin râu? Trecem. De asta sunt biciclete, să trecem. Am găsit aici o mică ieșire pentru doi brazi. Bună dimineața, veniți de departe? Aia, bună dimineața, foarte departe. Da. Ok, mai e mult până în capăt? Mai e încă atât. Ca idee, am ieșit pe drumul care duce către peștera Ialomiței. Aici e schitul, biserica cu schit, cu călugări, cobori, urci. Și ajungi la peștera Ialomiței, o peșteră foarte frumoasă de vizitat, deschisă doar vara. O tură reușită, hardcore. Deci uite cât de mișto este chiar și pe asfalt în zona asta. Absolut mirific. Ai un râu în dreapta, asfalt, în stânga munte. Și în cele din urmă, într-o rată, am ajuns înapoi de unde am plecat. Ca să ne înțelegem. Foarte, foarte mișto astăzi. Absolut genial. Eu mă opresc aici să-mi bag bicicleta la încărcat.